Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș și subunitățile din teritoriu și-au deschis porțile în săptămâna școala altfel. În perioada 15-18 aprilie, sediul ISU Călăraș a fost vizitat de elevi și cadre didactice din cadrul liceului Mihai Eminescu Călăraș, școala gimnazială Mihai Viteazu Călăraș, școala gimnazială Nicolae Titulescu, tot din municipiul reședință de județ, dar și școala gimnazială numărul 1 Modelu. În această perioadă au fost desfășurate simultan și aceleași tipuri de activități în localitățile Borceale, Hliugară, Oltenița, unde își au sediul diferite subunități aparținând ISU Călăraș. Toate activitățile au debutat cu întâmpinarea celor mici care au fost conduși către atelierele organizate de pompierii militari, care le-au prezentat copiilor cele mai noi autospeciale de intervenție și echipamentele aflate în dotarea salvatorilor.